Senatorul PNL Răducu George Filipescu a susținut vineri 19 iunie, alături de colegii de partid, o conferință de presă. În cadrul întâlnirii cu reprezentanții mass-mediei locale au fost abordate mai multe subiecte, printre care candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Călăraș, situația de la Ecoaqua și măsurile anti-COVID-19 luate de Guvernul României. Trecem printr-o perioadă, la ora actuală, la nivel național, destul de complicată. În sensul în care o majoritate parlamentară pro-PSD sau PSD, de fapt în Senat PSD-ul are majoritatea simplă, fără alte partide, încearcă să împiedice guvernul să-și facă treaba în sensul în care sunt total nemulțumiți ei ca și adversari politici, că lucrurile au fost ținute relativ bine sub control, și încearcă tot felul de mișcări politice care sunt normale. Că de-aia sunt în opoziție. Nu ai cum să le cer să vină să te mângâie. Numai că aici apare un fenomen pe care și voi ca ziarești l-ați sesizat, că v-am tot citit pe Facebook. Nu e important este să faci în momentele astea ceva pentru populație, nu să faci ceva pentru tine ca partid ca să câștigi alegerile. Chiar dacă ești într-un an electoral, până la urmă depășești dragostea politică și te duci în direcția în care să-ți protejezi cetățenii. Nu cred că asta poate fi interpretată ca o gargară așa. S-a apucat fiind Prescu și cu tot neamul din PNL să spună că protejează cetățenii. Nu! E o obligație clară a guvernului. Guvernul va fi blamat dacă nu e în stare să păstreze limite normale sau să țină în frâu acest virus. Și părerea mea, părerea voastră, părerea mea este subiectivă, a voastră este obiectivă. Eu zic că totuși, guvernul a găsit metodele poate cele mai bune să țină acest virus în hărțuri. În rest, asta este prioritatea numărul unu și de-aia am și pus-o în cap de listă, prioritatea numărul unu a guvernului ca acest coronavirus să fie cât se poate de bine ținut în mână. Din punct de vedere politic. Politic, fraților, ne pregătim de marea bătălie cu PSD-ul și cu sateliții lui, când spune că PSD plus pro-România și plus ALDE. Pro-România intră într-un autobuz. Dar ALDE, cred că nici și taxiul e prea mare. Adică denumirea asta, mare alianță, Tăriceanu cu Ponta și cu ăsta din Buzău, că nu mai știu cum îl cheamă. Marele președinte la PSD. Ciolacu. Dom'le, față de politica de ani în urmă, mulți, când erau niște somități în fruntea partidului sau partidelor, mie mi se pare acum că alianța asta este o alianță șchioapă rând de tot. Dar vin alegerile, suntem pregătiți, zic eu, la nivel național, nu vorbesc la nivel local, că și aici suntem pregătiți, să luăm taurul de coarne și consider că într-o combinație cu alte două, trei partide, vom reuși să facem un guvern competent. M-aș opri aici. În plan local, cred că mai repede domnul secretar general, viitor candidat la președinție, președintea Consiliului de Seamă să vă mai spună mai multe, dacă mai aveți întrebări. În fiecare județ există oameni, în fiecare județ există dorințe, doleanțe de a ajunge undeva și când dorința ta este obturată de faptul că vine unul de la PSD sau de la PMP, încep să apară neînțelege. Și toate astea trebuie tratate ca o rană care trebuie bandajată, trebuie îngrijită. La Călăraș cum e? La Călăraș cum e ce? Care USR? Am văzut că facem niște sondaje pentru candidatul la primărie sau ce. Nu, auzi, hai să nu cu care USR ne vă aviați, cu care PMP? Stai puțin. Cu sondajele la primărie și cu toate chestiunile astea, astea sunt niște amurări care n-am nicio logică și nicio gândire normală. La Călăraș candidează Daniel Drăgălin, avizat de Biroul Permanent Național și este unicul candidat, că mai sunt alții care trope, n-au de să trope și consumă pachetele de pământ, iar candidatul la președinția Consiliului Județean nu are bani. Altul nu mai există. Nu mai trope nimeni. Poftim? Ai nu mai trope nimeni. Ai nu mai trope.
Deci sunt aici, îi vedeți, Daniel Drăgulin va fi președinte, primar de Călăraș, domnul Orban, domnul Vali Barbu va fi președintele Consiliului Județean, vom avea vreo 36, eu vorbesc acum, da? Vom avea vreo 37, 38 de primar. Uitați-vă ce vă spune Filipescu, că el v-a dat cotele apelor Dunării întotdeauna. Domnul Barbu, știți ce vreau să vă întreb? Spuneți-mi și nouă ce se întâmplă la Ecoa. Eu n-am fost foarte implicat în problemă, dar din punctul meu de vedere, foarte clar, și o știți, dumneavoastră a și publicat, din punct de vedere, cele de intervenție ale primăriei Călăraș, ale primăriei Uziceni. Se întâmplă ceva ce se întâmplă de 4 ani la Consiliul Județean. Înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație și destituirea din funcția domnului Cezar Deanu, din punct de vedere procedural, este total ilegală. Bineînțeles că a început un proces, asta era și ideea. Domnule, în plan electoral, apa e scumpă, părerea mea că nu e scumpă, pentru că e o resursă foarte importantă, iar apa din Călăraș are o bună calitate comparativ cu alte localități. Asta e realitatea. Că 8 lei este mult din punctul unora de vedere să dai cu 1000 de litri pe un metru cub 8 lei, e discutabilă din punctul meu de vedere. Și știți foarte bine, suntem într-o zonă predispusă din cauza secetei, de fapt de 20 de ani spun specialiștii, va ajunge o zonă aridă, deșertificată a României. Doamne ferește să întâmple. Dar ne uităm ce s-a întâmplat anul ăsta. Mie nu mi se pare că e scump 8 lei. Bun, a început nebunia asta, electorală, pur electorală. I-a spus domnului președinte Iuță că a făcut ilegal ceea ce a făcut. Azi, domnule, nu contează, las că hotărăște tribunalul. Păi tribunalul... Păi, un pic, trage să nu ne ducem pe câmpii. Ecoa este un proiect liberal și, după mine, este cel mai de succes proiect liberal în ultimii ani și cel mai valoros. Că, 240 de milioane de euro. S-ar putea să adune să fie tot ce s-a făcut, da? 240 de milioane de euro. Și de ce liberale l-au lăsat până, nu l-a spus până cu Cezar Liberale acolo? Păi nu bine, nu m-am nevoie. Dar nu vorbim de o persoană. De ce l-a lăsat singur acolo în fața ilegalităților? Cine l-a lăsat singur? Nu știu, eu există n-am văzut foarte mult liberal ca să-și pună părerea despre ce se întâmplă acolo. Cum nu și-au spus părerea? Eu n-am văzut decât un comunicat de la primărie și un comunicat de la Uziceni. Și ce trebuie să facem? Să-l ținem de mână cu domnul Neagu? E vorba de principii și de legalitate. De picior să-l puneți, pentru că el este, sau e cu apa, acum am lăsat pe Neagu, că cimitirul e plin de oameni de neanlocuit, e cu apa ca instituție, este destabilizată în acest moment. Este. Și riscul... Cine trebuie să apere? Nu cel care l-a făcut? O să apere instanța, care sper să dea un verdict corect cât mai curând. Pentru că dacă pierdem, ascultați, dacă pierdem aia 240 de milioane de euro, ne facem de râsul lumii. E cel mai mare proiect de infrastructură mare din județul Călăraș. Păi dacă nu se apără și că știți că există percepție și realitate. Din punct de vedere al puterii politice în viitor, da. Și dacă pierdeți acolo, o să pierdeți, vă spun eu, cel puțin din punct de vedere mediatic ați pierdut războiul în momentul ăsta. Cu cine am pierdut războiul, domnul ăla? Cu cei care atacă. Că ei atacă, Sun Tzu în asta război spune, când ai 5 la 1, că ei sunt 5 la 1. Și pe nereu putea să pună cel puțin 10. Ca să apere și din punct de vedere științific și din punct de vedere... Pe Facebook, să la ce vă referi? Și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere... Războiul nu se câștigă pe Facebook, se câștigă în instant. Nu pe Facebook. Să eu vorbesc din punct de vedere electoral. Lăsați până o fi instant. Probabil o să vă detalieze domnul Drăgulin, dacă mai e ceva de precizat. E o crasă ilegalitate. Punct. Deci treaba este foarte clară. Au făcut ilegalități la cap la coadă. Ce vrei să-i facem acum? Să-i luăm la ciomăgeală? Nu. Am deschis dosar și primăria a deschis dosar și neagră. Și legea o să spună. Vin ei și spun următorul lucru. Că dacă îl pune pe neagră la loc, atunci azi îl dăm afară ea. Ce logică e asta? Facebook au făcut, au câștigat. Ce au câștigat? Respectul populației pentru ce au făcut. Că au spart ușa unui cabinet de director. Aia au câștigat? Poate au câștigat în fața ta. În fața populației nu.